Bună, prieteni! Despre servicii bancare accesibile, inclusiv pe timp de pandemie și nu doar, atât pentru persoane juridice cât și pentru persoane fizice, vorbim astăzi cu cei de la ProCredit Bank. Eu o salut pe canapeaua noastră, sper comodă, pe Cristina Sorocean, expert în servicii bancare ProCredit Bank. Bine ai venit la noi, Cristina! Bine v-am găsit! O să fim la per tu. Zic asta pentru ca să avem o discuție prietenoasă, așa cum e și ProCredit Bank cu clienții săi. Desigur. Cristina, spune-mi ce faci tu la ProCredit Bank. Cu ce te ocupi? Când zicem servicii bancare, e mult, nu? Sună foarte general și într-o oarecare măsură așa și este. Sună foarte bine. Ceea ce știu eu că ați implementat, nu foarte recent, dar foarte binevenit, zic eu, pentru clienții de tot genul, de tot spectrul, sunt aceste zone de autodeservire foarte prietenoase, așa cum spuneam și în debutul interviului. Eu vreau să vorbim mai multe despre ele, dar și despre alte servicii pe care le-a dezvoltat departamentul în care lucrezi. Spune-mi ce înseamnă de fapt o zonă de autodeservire în conceptul ProCredit Bank. O zonă de autodeservire este un concept relativ nu atât de nou în ProCredit Bank, care a fost implementat cu scopul de a facilita accesul la servicii bancare a clienților, atât persoane fizice cât și persoane juridice, și care s-a dovedit a fi un concept foarte eficient în contextul actualei pandemii în care ne aflăm. Această strategie de lucru cu clienții presupune accesul maxim la serviciile bancare a clienților fără contactul direct cu banca. Adică serviciile care pot fi efectuate online sunt efectuate prin canalele de deservire la distanță ale băncii, așa ca internet banking și mobile banking, aplicația mobilă. Iar când vine vorba de operațiunile care implică contactul direct cu banii, adică cu numerarul, ProCredit Bank a implementat zonele de autodeservire, unde clienții pot intra 24 de ore din 7, nefiind constrânși de programul de lucru al băncii și să-și efectueze operațiunile curente cu numerarul. Indiferent de programul de lucru al băncii, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Deci oricând vreau, deci, vin oricând doresc, la orice oră, în orice zi, este foarte accesibil. Mă tentează, deja pot să zic. Deci nu trebuie să-ți planifici o vizită la bancă într-un interval foarte limitat de timp, ci oricând ai tu chef. Și posibilitate. Așa, e foarte interesant. Hai să detaliem și să ne spui ce operațiuni pot fi efectuate de la aceste zone. Este o zonă cu o multitudine de bancomate la care clienții pot să efectueze diferite operațiuni. Așa ca depuneri de numerar, retrageri de numerar, schimb valutar. Când este vorba despre depuneri de numerar, aici tot vorbim despre diferite depuneri. Sunt bancomate care acceptă câte 50 de bancnote, de exemplu, sunt bancomate care acceptă 200 de bancnote și sunt bancomate care sunt destinate exclusiv persoanelor juridice, care acceptă numerar în pungi sigilate. Deci clientul vine și doar depune punga în ATM și banii se încasează în contul clientului. Cum recunoaște clientul bancomatul la care ar trebui să meargă? Fiecare bancomat este marcat partea de sus a bancomatului și unde este indicat tipul bancomatului, cash-in, cash-out sau Dropbox pentru persoane juridice. La fel, deja în partea din fața bancomatului sunt specificate detalii mai exacte despre fiecare tip de tranzacție. Număr de bancnote, valuta, moneda acceptată și așa mai departe. Deci, utilizarea bancomatelor din zona de 24 din 7 este posibil intuitivă. Și clienții
Eu sunt absolut sigură, clienții fideli deja le recunosc, nici nu mai au nevoie de indicatoare. Da, pentru clienții fideli nu este nevoie de niciun indicator, de niciun marcaj, ei intră și merg direct la bancomatul de care au nevoie. Adițional, ceea ce este foarte util pentru clienți în fiecare zonă de autodeservire, în timpul asta, doar pe timpul programului de lucru al băncii, dar este de la 8 până la 6 seara, în fiecare zonă este prezent un telefon de unde clienții pot să acceseze direct serviciul contact centru. Așa că chiar în caz că au intrat și cu toate marcajele și toată informația care este au acolo, au încă întrebări la care nu pot să se clarifice de sine stătător, pot oricând să acceseze serviciul contact centru și lor li se va răspunde la telefon. Minunat! Și pentru antreprenorii din zona de nord există accesul ăsta. Eu știu că sunt foarte mulți acolo care sunt fideli ProCredit Bank de ani de zile. Ne spuneai că sunt anumite limite sau anumite tipuri de bancomate cu o limită de cash-in sau cash-out. Spune-ne mai multe despre ele, pentru că bănuiesc că atunci când există o limită, clientului trebuie să îi se dea o altă opțiune. Cum ne asigurăm că avem acces la mai mult decât limita unui bancomat sau limita setată automat în cadrul unui cont? Sunt, desigur, situații când avem nevoie să utilizăm mai mult decât ceea ce avem în cont și, în asemenea situații, ProCredit Bank oferă atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice diferite opțiuni de creditare sau diferite opțiuni de a utiliza mai mult decât limita contului. Asta sună interesant. Un asemenea, foarte interesant. Un asemenea serviciu pentru persoane fizice, pentru clienți, pentru mine, pentru tine, ProCredit Bank l-are. Este vorba despre serviciul Flex Fund. Este foarte simplu de înțeles. El presupune că clienții pot să utilizeze mai mult decât cei ce au un cont. Deci, e o formă de creditare, da? Este un serviciu agreată. Este un serviciu overdraft. El se aprobă în baza salariului sau în baza unui venit permanent. Aici pot să fie diferite tipuri de venituri, nu doar salariu. Se aprobă în limita dublă a salariului sau venitului pe care clienții îl încasează în conturile sale ProCredit Bank în fiecare lună. Deci, spre exemplu, salariul unui client este 15.000 de lei. Spre exemplu, deci el va putea să îi se aprobe o limită Flex Fund de 15 înmulțit cu 2, de 30.000. Deci, atunci când se termină mijloacele proprii de pe card, clienții vor putea utiliza încă această limită aprobată de bancă. Ceea ce este comod că utilizarea acestor bani nu este limitată strict la bancomatele băncii. Cu acești bani de pe card pot fi utilizați la fel ca și sumele proprii pentru achitări online, pentru achitări la post terminale, pentru tot tipul de tranzacții, necesități și cheltuieli pe care vrei să le faci. Da, necesare. E important că nu există limita asta. Există o limită în timp, lunară sau anumite condiții pe care trebuie să le întrunească afară de demonstrarea unui venit permanent? Nu există o limită în timp decât faptul că acest serviciu se aprobă pe o perioadă de 12 luni, pe un an de zile. Și pe parcursul a 12 luni, clienții pot să utilizeze din limita acestui Flex Fund oricum doresc ei. Deci, pur și simplu, acești bani sunt disponibili la card și când este necesar îi retrag, nu
utilizarea limitei de FlexFund nu presupune careva tranzacții adiționale din partea clientului. Adică nu este nevoie să faci transfer de pe un cont pe altul sau să transferi la contul de card. Deci pur și simplu utilizezi cu cardul, la fel când intră, următoarea dată când intră banii în cont, fie că prin transfer, fie este vorba de depunere cash, această limită, această sumă utilizată anterior, total sau parțial, pur și simplu se acoperă. Deci se acoperă limita overdraftului utilizată anterior și astfel iarăși rămâne o sumă disponibilă pe care clientul, deci este cumva la nesfârșit, așa, poți să utilizezi și să întorci, să utilizezi și să întorci și asta se face automat în contul clientului. În limita, desigur, aprobată inițial cu clientul. Minunat! Mersi foarte mult pentru detaliu. M-ai pus pe gânduri, nu mai mâine, nu-i poi mâine, așa că 1 ianuarie trebuie să fie atunci când ne setăm noi. O mică mențiune. În această perioadă avem un program un pic diferit, fiindcă am atins acest subiect cu venitul la bancă. Deci, noi deservim clienții doar în intervalul 9 dimineața până la orele 13 și doar cu o programare prealabilă. Dacă tot am vorbit despre posibilități, dar și despre zonele de autodeservire, poți să ne spui pe final despre această accesibilitate de la distanță a serviciilor bancare? Da, în primul rând, cum am zis, este foarte comod, trebuie să faci o programare, dar asta este și foarte comod din punctul de vedere că clienții, accesând, telefonând la contact centru, pot să beneficieze de o consultație foarte detaliată despre serviciile pe care le prestează banca în general, despre serviciul special, despre situația nemijlocită a fiecărui client în parte și venind la bancă, deja doar se face o programare doar pentru a semna niște acte, deci pentru a pune o semnătură, pentru a finaliza tot acest proces care a început de mult la telefon. Serviciile bancare au devenit mai accesibile. Pe de o parte sunt zonele de autodeservire, despre care am vorbit anterior, care pot fi utilizate atunci când clientul are necesitatea stringentă de a veni la bancă pentru că este vorba despre numerar. Iar pe de altă parte, clienții pot să utilizeze canalele de deservire la distanță, așa cum sunt internet banking-ul, accesând pagina web a băncii sau aplicația mobilă, mobile banking, care poate fi descărcată în telefon, pentru tot spectrul de operațiuni curente, așa ca schimb valutar, transferuri între conturile proprii, transferuri naționale, transferuri internaționale, achitarea serviciilor comunale, așa. Deja evident utilizarea cardului bancar pentru procurări online, pentru procurări la magazine, la comercianți și inclusiv utilizarea, aplicarea online pentru deschiderea, pentru inițierea relației de afacere cu banca. Poate fi făcută online, de pe site-ul băncii, clientul poate să lase o solicitare, după aceea este contactat, se discută toate condițiile în detaliu cu el și după asta se face o programare, clientul vine la bancă, semnează pentru deschiderea serviciilor și ulterior utilizează independent prin canalele de servire la distanță și prin intermediul zonelor de autodeservire. Mulțumesc foarte mult pentru toate detaliile astea. Să știi că m-au cucerit, mai ales FlexFund este într-adevăr un serviciu de care avem nevoie cu siguranță cu toții. Să fie un an mai cu spor pentru ProCredit Bank, pentru absolut toate serviciile pe care le-a gândit pentru clienții corporativi, dar și pentru persoanele fizice. Dacă ai un mesaj pe final, chiar te rog să îl adresezi lor, clienților. În primul rând vreau să urez tuturor multă, multă sănătate. Având în vedere că se apropie sărbătorile, o perioadă foarte frumoasă, chiar în situația în care ne aflăm, vreau să le urez sărbători fericite și un an nou cât mai bun.
Așa să fie. ProCredit Bank vă este recunoscător că ați ales serviciile băncii. Mulțumesc, Cristina, încă o dată. La mulți ani și ție și să ne auzim de bine în noul an.